cum să gândești ca să obții tot ce-ți dorești. Îți voi oferi aici 5 caracteristici ale gândirii eficiente pe care le poți verifica în viața ta de zi cu zi. Ce urmează să-ți spun este bazat pe descoperirile din neuroștiințele ultimelor 30 de ani. Oamenii care obțin ce-și doresc de la viață, care își ating obiectivele, care trăiesc o viață echilibrată și împlinită și-au dezvoltat un mod de gândire care să-i ajute în acest sens. Primesc întrebări de la cei care mă urmăresc și de la clienții mei. Dani, cum să gândesc ca să-mi dublez venitul? Cum să gândesc să depășesc un blocaj financiar? Pentru că eu mă gândesc la asta mai mereu și nu obțin ce mi-am pus în gând. S-a tot spus, s-a tot scris să fii atent la ce gândești, pentru că gândurile tale dominante îți vor aduce în viața ta exact lucrurile la care te gândești. Dar am descoperit ceva suplimentar, despre care se vorbește prea puțin. Am descoperit că nu contează numai ce gândești, ci și cum gândești. Studiez neuroștiințele, am absolvit un master de psihologie clinică și un master în performanța resurselor umane. În experiența mea de coach și dezvoltator al propriei mele afaceri, îmi este din ce în ce mai clar că modul de gândire este mai important decât conținutul gândirii, pentru că modul de gândire dictează și conținutul acesteia. De exemplu, dacă pe telefonul tău rulează un sistem Android, nu vei putea avea ca și conținut aplicații iOS și invers. Există două mari rețele neuronale în creierul nostru, rețeaua default și rețeaua centrală executivă. Avem nevoie de ambele, însă una este orientată spre supraviețuire, iar cealaltă este orientată spre dezvoltare. Fiecare dintre cele două rețele generează un mod de gândire. Rețeaua default generează modul implicit de gândire și rețeaua centrală executivă generează modul executiv de gândire. Ceea ce e foarte clar pentru cei care studiază neuroștiințele este că cele două rețele nu funcționează în același timp. Ele funcționează pe rând. În ambele rețele, deci în ambele moduri de gândire, se pot prelucra gânduri mărețe, de exemplu să ajungi la independență financiară. Însă numai gândirea în modul executiv te poate ajuta să o și materializezi. Din păcate, majoritatea oamenilor funcționează în special în modul implicit și rare ori în modul executiv. Modul executiv este acel sistem de gândire care ne ajută să obținem tot ce ne dorim. Ți-am promis că îți voi oferi 5 caracteristici ale gândirii eficiente, deci ale modului executiv de gândire, care să fie ca un fel de listă de verificare pentru tine, în așa fel încât să te asiguri că ești în zona de performanță, că ești în zona în care poți obține ce gândești. Iar la final o să-ți dau și metoda pe care eu o folosesc pentru a activa modul executiv de gândire. Prima caracteristică. Modul executiv este orientat spre un scop mai mare decât tine. Ca să înțelegi ce înseamnă un scop mai mare decât tine, am să pornesc de la un exemplu cu independența financiară și am să-ți arăt cum gândește modul implicit și cum gândește modul executiv. Modul implicit se gândește și el la independență financiară, însă gândește în felul următor. Când voi avea condițiile cutare și cutare voi putea fi independent din punct de vedere financiar. Când se vor schimba cutare lucruri, voi fi independent financiar. Modul implicit așteaptă ca lucrurile să se întâmple în așa fel încât eu să fac cele mai mici schimbări cu cele mai mici eforturi. În schimb, modul executiv gândește exact pe dos. Ce fel de om trebuie să devin pentru a obține acea independență financiară? Ce schimbări trebuie să fac? Acest tip de gândire conștientizează că scopul este într-adevăr mai mare decât mine de acum, față de mine cel care voi deveni. Iar asta înseamnă că pentru a putea obține acel obiectiv, am nevoie să cresc, am nevoie să mă dezvolt, trebuie să fac niște schimbări. Dacă modul implicit așteaptă ca lucrurile să se întâmple, modul executiv face planuri ca lucrurile să se întâmple. A doua caracteristică derivă din prima. Modul executiv este orientat spre acțiune. Modul implicit se orientează spre analiză, să despicăm firul în 4 și apoi în 8 dacă se poate. Să vedem de ce nu reușim, să ne atingem obiectivul, să găsim cele mai bune scuze, să ne găsim cele mai valabile explicații. Acest mod de gândire duce deseori la ruminații. Întoarcem problema pe toate părțile și suntem atât de confundați în analiză încât uităm de acțiune, uităm să gândim în mod practic. În schimb, modul implicit se gândește la de ce, adică la motivul pentru care să ne străduim să atingem obiectivul. Care este următorul pas?
Ce pot face chiar acum? Dacă ceva mă împiedică, totuși ce pot face să mă mișc cu un milimetru mai aproape de obiectivul meu? A treia caracteristică. Modul executiv verifică mereu realitatea. Probabil aici e cea mai mare diferență între modul implicit și cel executiv. Pentru că modul implicit e foarte creativ, gândirea implicită creează în felul acesta o realitate virtuală în propria minte. Când nu putem ajunge la obiectivul pe care ne l-am propus, de foarte multe ori ajungem să trăim într-o fantezie. Ne dorim mult să ajungem la libertate financiară și ne vedem astfel în tot felul de concedii de lux, conducând mașini de lux, locuind în case de lux. Și gândindu-ne astfel, avem impresia că e genul acela de gândire care atrage abundența. Nimic mai fals. Acest gen de gândire nu se ajustează în funcție de realitate. De exemplu, dacă ai 40 de ani și ai un salariu mediu pe economie și tu te visezi independent financiar, pentru tine asta înseamnă mașini, case, concedii de lux, dă-mi voie să spun că s-ar putea să nu fie ancorat în realitate. Oricât de bine ți-ai drămui acel salariu, nu vei ajunge la acel lux la care visezi. În schimb, modul de gândire executiv pornește de la realitate și verifică mereu realitatea. Adică acceptă starea prezentă ca punct de plecare, face calcule realiste cu privire la ce e posibil de atins cu acel efort suplimentar și face evaluări pentru a ajusta fie traseul, fie obiectivul. Aici este cheia pentru expresia tot ce-ți dorești. Ca să obții tot ce-ți dorești, în primul rând trebuie să știi ce să-ți dorești. Ce este realizabil din ceea ce tu-ți dorești? Așa că îți poți redefini ce înseamnă independența financiară pentru tine. Dacă ai 1,70 m, degeaba îți propui să devii următorul David Popovici. Mai degrabă, cu ajutorul modului executiv reușești să-ți vezi aturile, să-ți recunoști abilitățile și avantajul tău competitiv. A fi realist nu înseamnă doar să-ți cobori așteptările, ci să-ți vezi mult mai clar care sunt avantajele, plusurile, care sunt talentele și competențele tale și astfel vei ști și în ce direcție poți să mergi pentru a-ți atinge potențialul. A patra caracteristică a gândirii executive este orientată spre oportunități. În schimb, gândirea implicită este orientată spre siguranță, spre a păstra ce avem deja. De aceea, gândirea implicită poate funcționa foarte bine pe pilot automat, pentru că în felul acesta economisește energia creierului. Scopul siguranței și a pilotului automat este supraviețuirea, de aceea nu ne asumăm riscuri. Dar modul de gândire executiv își asumă riscuri calculate, caută și găsește oportunități. Mereu se uită după următoarea ocazie de a investi, de a se implica, de a face o schimbare. Nu se mulțumește cu status quo-ul. Douglas MacArthur, renumit general al armatei SUA, spunea: "Nu există siguranță pe acest pământ. Există doar oportunități." Cu alte cuvinte, trebuie să renunți puțin la siguranță ca să poți vedea oportunitățile și vei primi astfel mai multă siguranță. Modul executiv observă oportunitățile pentru că se bazează pe o perspectivă pozitivă asupra vieții, asupra lucrurilor care vin în viața ta. Vezi în ce fel poate fi folosit un lucru în favoarea ta sau a altora. S-ar putea ca acel lucru să ți se pară inițial fără sens, însă o gândire executivă este o minte iscoditoare. Și astfel ajungem la ultima caracteristică, a cincea, gândirea executivă este orientată spre soluții. Dacă modul de gândire implicit este orientat spre probleme și cum să le evit, modul de gândire executiv nu se blochează acolo unde pare că nu există nicio ieșire. Rezolvarea de probleme este o aptitudine executivă extrem de importantă. Cei care găsesc o problemă și o rezolvă sunt cei care vor fi plătiți pentru a vinde rezolvarea acelei probleme. Așadar, concentrează-te mai puțin pe evitarea problemelor. Mai degrabă, întreabă-te ce soluții posibile există, ce opțiuni ai, ce posibilități de a rezolva problema există. Verifică-te în fiecare zi. Vezi dacă ești într-un mod de gândire implicit sau într-un mod de gândire executiv. Ca să-ți fie și mai ușor să reții cele 5 caracteristici, ți le poți aduce aminte cu ajutorul cuvântului Saros, termen luat din astronomie. Scop, acțiune, realitate, oportunități, soluții. Ți-am zis că la final îți dau și ție o metodă prin care poți activa modul de gândire executiv. Metoda jurnalului.
o folosesc din anul 2014 și pot spune că cele mai îndrăznețe obiective le-am atins în viața mea după ce am început metoda jurnalului. Acesta este primul meu jurnal și acesta este actualul meu jurnal. Nu vorbesc despre jurnalul acela în care scrii poetic și secret ce ai făcut într-o zi și gândurile care te încearcă. Și acest jurnal te ajută, însă vorbesc despre jurnalul în care îți scrii obiective, planuri, recunoștințe, evaluări, idei noi, brainstorming pe soluții. Când scrii tipul acesta de jurnal, se activează rețeaua centrală executivă din creierul tău. Deci se activează modul executiv de gândire. Dar despre metoda jurnalului vreau să-ți vorbesc mai detaliat într-un alt video. Pe curând!